Bună ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou pentru a face această rețetă de tortillas de cartofi. Avem nevoie de cartofi, bineînțeles, de un ardei gras, eu am ales roșu, puteți să puneți și verde, și o ceapă. Am ales roșie și nu din aceea galbenă sau albă, deoarece este mai puțin iute. Bineînțeles, toate aceste legume le vom curăța, le vom spăla și toca. Pentru această rețetă de tortilla mai avem nevoie și de făină. Eu am făină de năut, 80 de grame. Năutul arată așa, da? Acesta este un năut uscat. Deci dacă aveți aparat, puteți să faceți făina și în casă. Dacă nu, o cumpărați așa. Se găsește la toate supermarketurile. Aici am făină cu agent de creștere, deci cu praf de copt în interior. Deci am 50 de grame. Sare, piper, după gust, cam o linguriță rasă și de una și de alta, dar puneți după gust. Mai avem nevoie și de o linguriță de oțet de mere.